venit la meditația de seară. Toată lauda lui Dumnezeu. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului, numele Celui Preanalt. Când Harul lui Hristos va fi sădit în suflet, prin Duhul Sfânt, credinciosul va ajunge smerit și va căuta societatea celor a căror conversație este preocupată de lucrurile cerești. Atunci, Duhul va lua lucrurile lui Hristos și ni le va descoperi, aducând slavă nu primitorului, ci Dătătorului. Prin urmare, dacă aveți în inimă pacea sfântă a lui Hristos, buzele voastre vor fi pline de laudă și de mulțumire față de Dumnezeu. Subiectul gândurilor sau al conversațiilor voastre nu îl vor constitui rugăciunile voastre, îndeplinirea datoriei voastre, renunțarea la sine și bunăvoința voastră, ci voi îl veți preamări pe acela care s-a dat pe sine pentru voi, pe când erați încă niște păcătoși. Când îi veți aduce laude, veți avea o binecuvântare prețioasă și toată lauda și slava pentru ce s-a făcut prin voi îi va fi adusă tot lui Dumnezeu.